It. Știre pe site-ul de profil, liga2.ro. Cei trei jucători, Voiculeț, Hora și Șepși, atât de trâmbițați și așteptați la Târgu Mureș, din diverse motive încă nu au ajuns, dar să sperăm, sunt șanse mari. Să sperăm că șansele se vor păstra până la plecarea echipei în al doilea stagiu de pregătire în Antalya. Mă refer la ziua de joi, când este planificată plecarea în Antalya. Despre cele trei transferuri la ASEA Târgu Mureș, vă pot spune date recente, calde, să spun așa. Vineri m-am întâlnit cu conducerea CFR Cluj și cu cei trei sportivi la sediul lor de la stadion. Am discutat și am negociat cu ei ultimele date referitoare la contractele pe care le vor avea pe perioada împrumutului stabilit inițial de la 1 februarie până în 30 iunie. Am căzut de acord cu ei referitor la datele contractuale, dar transferul s-a împotmolit la un moment dat, având în vedere faptul că jucătorii nu s-au înțeles în final cu cei de la CFR Cluj referitor la niște restanțe financiare pe care ei l-au solicitat conducerii clubului. Clubul... Deci problema este între CFR și jucător, nu între jucător și ASEA. Exact, exact. Să înțeleagă și iubitorii fotbalului Târgu Mureș. Deci din punctul nostru de vedere tehnic am realizat documentele, am finalizat negocierile, le-am prezentat programul de pregătire, am sunat de față cu ei antrenorul principal să le precizeze pentru săptămâna viitoare în ce context se face pregătirea. Le-am explicat și programul mai departe cu pregătirea în Antalya, cu meciurile amicale, obiectivul echipei pentru acest sezon competițional, situația din clasament, condițiile de cantonament și de pregătire pe care le avem la dispoziție la Târgu Mureș. Au fost încântați, chiar și-au exprimat dorința de a veni și de a ajuta clubul pentru realizarea obiectivului principal, acela de a promova în Liga 1, și chiar au spus că sunt dornici să joace și să se integreze cât mai rapid în programul echipei. Premergător acestei activități de la sediul clubului CFR, au avut discuții și cu antrenorul Sabău, sigur cu acordul celor din conducerea CFR-ului. Dânsul le-a mai dat detalii referitoare la echipă, la lot, la pretențiile pe care le are, dar așa cum am spus, ne-am potignit la un moment dat faptul că nu s-au înțeles cu CFR-ul vis-a-vis de restanțele financiare pe care le au. Am înțeles că ei au avut oferte și de la alte cluburi, dar din prima ligă. Ar avea ei motivația necesară ca să joace în Liga 2? Motivația lor cred că a fost legată de partea financiară pe care o aveau cu CFR Cluj. Că veneau la Târgu Mureș sau la o altă echipă din Liga 1, se împotmoleau treburile la legătura lor cu CFR-ul, pentru că cei de la CFR le-au întocmit documentația de transfer pe o sumă de bani pe care au discutat-o probabil, nu știu, pentru că nu mi-au arătat documentele. Jucătorii au solicitat o altă sumă de bani, este problema lor internă, legătura lor contractuală cu CFR-ul, și în final, după 5 ore de discuții și cu cei de la CFR și cu ei, ne-am întors acasă fără să finalizăm transferul și semnarea documentelor. Așa încât la această oră nu avem contractele semnate cu cei trei jucători. Sperăm poate că la începutul săptămânii, până să plecăm în Antalya, ei vor mai discuta situația lor contractuală și probabil vor ajunge la un consens. De altă echipă de Liga 1 nu a fost în discuție. Ei vor să vină să joace până în vară la Târgu Mureș. Unul din factorii mobilizatori între cei trei a fost și Șepși, care a mai lucrat aici, este mureșan. A mai lucrat cu Sabău? Și a mai lucrat cu Sabău, da, și nu doar la Târgu Mureș. Poate are și o revanșă personală și luați Șepși de luat. Ca mureșan, în primul rând, da, da.
A făcut parte din lotul echipei care a retrogradat. Probabil o promovare în Liga I va fi benefică și pentru ei și pentru cariera lor. Noi ne-am înțeles până în vară, dacă vor fi treburile bune și vor veni și vom și promova, probabil se va negocia și venirea lor la Târgu Mureș. Dar el a fost șef și cel care i-a mobilizat și pe cei trei pentru Târgu Mureș, pentru echipa ASEA și pentru a sprijini echipa să vină la Târgu Mureș. Nu mi-au spus detalii referitoare la vreo altă echipă sau la alte oferte. Eu cred că și oferta noastră la nivelul Ligii a doua este bună. Ei au înțeles situația ce înseamnă clubului. Oferta clubului ASEA, domnule Cătușu, că au apărut tot felul de... Am văzut că directorul general, domnul Daniel Stanciu, a și dezmințit de altfel niște informații apărute în presa centrală, mai precis în ProSport, care arătau că ASEA ar plăti jumătate din salariile jucătorilor, ceea ce mie, de exemplu, mi-este foarte greu să cred acest lucru, având în vedere că discutăm cel puțin în cazul lui Șep și de un jucător foarte, foarte bine plătit la nivelul Ligii întâi. Da, nu este vorba de jumătatea contractului lui. Contractele lor se opresc la data de 1 februarie cu CFR-ul, intră pe contractele cu ASEA-ul, dar nici de cum sumele care s-au vehiculat, pentru că și ceva de mii de euro. Nu, nici vorba, pentru că li s-a explicat nivelul de salarizare la Târgu Mureș și la nivelul Ligii a doua, au acceptat. La nivelul Ligii a doua, dar mai puțin ce este Universitatea Craiova, care își permite să probabil este un dorat acolo, da, și au un buget mai mare, își permit, noi ne permitem cât se poate și cred că este un contract decent și un contract bun. Așteptăm acum în primele zile din săptămâna viitoare, luni sau marți, să ne confirme, nu vom mai merge la Cluj, doar cu certitudine că au semnat acordurile de transfer. Domnule Cătușu, se mai vorbește de încă un jucător de la CFR Cluj care și-a reziliat, am înțeles, înțelegerea cu gruparea feroviară, Javier Velaios. Da, sunteți în discuții și cu Velaios? Nu. Cel puțin nu am primit mandat pentru a discuta cu conducerea CFR-ului despre Velaios. Știu situația lui, dar din câte am înțeles, sunt alte cluburi de Liga I interesate de serviciile lui Velaios. Cât adevăr este, pe urmă vom muta discuția, o vom axa și pe Ciprian Botoșer, cât adevăr este despre o eventuală venire a senegalezului Usman Ndoye la ASEA Târgu Mureș? Știu că au fost discuții la nivelul conducerii, care până în prezent nu s-au materializat. Din discuțiile pe care le-am avut cu cei de la Săgeata Năvodar, el nu s-a prezentat la convocarea lotului în luna ianuarie, nu a participat nici la primul cantonament de pregătire al năvodarilor la Izvoran și nu a făcut deplasarea nici cu echipa în cantonamentul din Antalya. La momentul de față este în România, dar discuțiile cu el s-au oprit la acest nivel. Bănuiesc și cred, dacă ne ascultă telespectatorii, că nu se va materializa până la urmă discuția cu Ndoye. El având și alte probleme, afaceri, mă rog, interesate, pe care el vrea să și le... Plus la ce ne-a folosit în cazul acesta? Probleme comportamentale. Mircea, te întrerup puțin, pentru că aș vrea să anunțăm acum primul concurs. Așa cum vă spuneam, ASEA Târgu Mureș, prin firma de echipament sportiv Homa, oferă telespectatorilor Antena 1, cei care se uită la emisiunea noastră, două echipamente originale ale ASEA, așa cum le vedeți lângă mine, echipamentele de deplasare acum în imagine, cel pe alb-albastru, respectiv cel pe roșu-albastru, atât de cunoscut de fanii ASEA Târgu Mureș. Ce trebuie să faceți? Ne sunați acum la unul dintre cele două numere de telefon afișate pe ecran, 0265268957, respectiv 0365401015, și ne răspundeți la următoarea întrebare: care sunt culorile tradiționale ale ASEA Târgu Mureș? Așteptăm așadar telefonul dumneavoastră. Ciprian,
Cât de greu este acest cantonament? Na, păi este o perioadă foarte grea. Știi că grea. Voi fotbaliști aveți o vorbă. Da. Cantonamentul actual este cel mai greu. Cel mai greu, da. Bine, și cel din vară a fost greu, dar iarna, datorită vacanței care este mai lungă, este mai greu și acum acumulăm. A fost un cantonament bun, avem condiții bune aici, a fost 2 săptămâni de pregătire chiar foarte bune. Te întrerup puțin pentru că n-aș vrea să ținem telespectatorul, poate un potențial câștigător prea mult pe fir. Bună ziua! Alo, bună ziua, ne auziți? Alo! Da, bună ziua! Care sunt culorile tradiționale ale ASEA Târgu Mureș? Roșu-albastru. Roșu-albastru. Ne spuneți, vă rog, un nume și de unde ne sunați? Sunt George de Mureș. Vă mulțumim că sunteți alături de noi. Ați câștigat unul dintre cele două echipamente la alegere, pe roșu-albastru sau pe alb-albastru. Vă rugăm să nu închideți, să le comunicați datele dumneavoastră colegilor din regia de emisie, urmând să vedem cum veți intra în posesia echipamentului oferit de ASEA Târgu Mureș și HOMA. Mulțumim încă o dată. Ciprian, revin la tine. Ați avut și trei jocuri de pregătire. Bine că nu s-au lăsat cu accidentări. Da, asta e cel mai important. Ușoare. Ușoare accidentări. Astea sunt inerente, având în vedere condițiile în care vă pregătiți. Da, am jucat pe sintetic. Deși aici la Târgu Mureș e foarte bine. Da, am jucat pe sintetic 2 meciuri și au mai fost jucători care au mai resimțit unele mici accidentări, dar asta e situația. Sperăm să plecăm în Antalya și acolo avem condiții bune, terenuri bune de joc și să facem o pregătire bună, pentru că o să avem nevoie. Sunt multe meciuri până în vară, să fie o perioadă foarte grea și avem nevoie de tot lotul. Practic ai rămas principalul pilon al porții. Da, fără să luăm din meritele lui Viciu, dar Caparcu a plecat la Poliaș, așa că da, cel puțin la prima vedere Neluțu Sabău o să se bazeze în principal pe tine. Ai și avut meciuri bune. Da, mă bucur că mi s-a dat încredere și sper să joc bine în continuare și să închid poarta. Să dea Dumnezeu așa. De relația jucător-antrenor, aș pune o întrebare nu neapărat delicată. Cum este perceput de voi jucătorii antrenorul Sabău? Ca antrenor este un antrenor foarte bun. El cere mult de la jucător. Este un profesionist adevărat, cum a fost și ca jucător, și noi încercăm să ne ridicăm la nivelul așteptat de dânsul. Cam atât ar fi de zis. Se simte ceva că este urmaș din școala lui Mircea Lucescu? Da. Pe lângă partea profesionistă legată de fotbal, mă refer și la cea legată de pedagogie. Da, el ne transmite nouă foarte multe informații, chiar avem foarte multe ședințe și chiar ședințe deschise în care vorbim și noi, vorbește și dânsul și încearcă să ne facă să înțelegem un anumit sistem de joc, ce vrem noi, ce ne oferă el, și este chiar ok, pentru că vorbește pe înțelesul nostru. Și s-a și văzut, de când a venit dânsul, nu am pierdut un singur meci la Oradea, care el chiar atunci a fost venit, și în rest eu zic că am făcut rezultate chiar bune cu el, s-a văzut determinare, s-a văzut că am avut foarte multă dorință. Păcat că n-am înscris mai mult, am avut meciuri în care am ratat foarte mult și este păcat, dar sperăm ca în retur să înscriem și să rămână tot așa apărarea cea mai bună, dar să avem și cel mai bun atac. Deocamdată avem cea mai bună apărare, dar atacul cam scârție. Totuși, cele mai bune rezultate ale FCM-ului, ASEA-ului, sunt legate de perioada în care Sabău a antrenat la Târgu Mureș. Da. Să fie combinată între fotbal italian și fotbalul spaniol, cea mai bună apărare, și să fie și o echipă. Deosebire, turul din prima ediție de Liga 1 a fost deosebit și echipa a jucat foarte bine așezată, foarte bine tactic, bine pregătită fizic. Acum, Ciprian, a zis el aici multe, dar Sabău
de pe bancă le mai transmite câte ceva ce nu le convine lor, de ale antrenorilor, că stând lângă ei pe bancă, normal că reacționează. Sabău gândește la Liga 1 și pregătirea și concepția, mentalitatea de pregătire a echipei este la nivelul Ligii 1. Asta vă spun cu certitudine, că nu întotdeauna jucătorii reacționează la ceea ce vrea Sabău. Mă rog, este cum este, suntem în Liga 2. Așa și îi mai dojenește între ghilimele așa cu... Da, el este perceput care... ca un om foarte serios. Chiar noi în numărul trecut, cu ocazia asta vreau să spun că săptămâna viitoare va apărea un nou număr al revistei Sportul Mureșan. Va apărea un nou număr. Aici este un mic interviu cu Sabău și... este o poză în care Sabău zâmbește. Și mulți spuneau că... O poză rară. Cum de a aveți o astfel de poză? Fiindcă el zâmbește foarte rar. Păi să sperăm că o să zâmbească cât mai mult, da, în iunie, când se termină... Nu l-ați prins în poză zâmbind după ce am câștigat cu Steaua 1-0. Atunci, da. Atunci zâmbind de mai multe ori. Și l-am mai văzut odată când... Nu, de două ori. Odată când a eliminat Șahtiorul cu Politehnica Timișoara, da. Și odată când a bătut CFR Cluj cu Rapidul, când erau 10 oameni și erau conduși cu 2-0. Deci, practic, eu de 3 ori l-am văzut zâmbind. Sperăm să avem ocazia să îl vedem de când. Vis-a-vis de ceea ce spunea Ciprian domnule Cătușu cu problemele din atac, ar rezolva venirea lui Bobby Verdeș la Târgu Mureș în mare parte aceste probleme sau vă gândiți să mai întăriți compartimentul ofensiv? Asta e prima întrebare. Și a doua, pentru că sunteți foarte bine documentat ca întotdeauna, aș vrea să dați citire urmă și lotului de jucători care va face deplasarea în Antalya. Probabil s-au rezervat locuri și pentru cei care să sperăm că vor veni de la CFR. Da, am să vă spun lotul și ce se va întâmpla dacă vom reuși să semnăm cu cei trei jucători de la CFR. Haideți să o luăm invers, să vă spun lotul. Vă rog. Și după aceea, când ajungem la compartimentul atac, ne oprim și îl putem discuta. Deci, vă face deplasarea în compartimentul începe cu portarii, va fi Botoșel și Viciu. Ajung doi portari? Doi și mai avem un portar prezent la pregătirea echipei, nu știu acum 100% dacă îl vom lua în Antalya. Este vorba de portarul de la Zagon, Feier, îl cheamă, un copil de perspectivă, un copil bun, talentat. Se va lua o decizie până marți vis-a-vis de acest jucător, bineînțeles și vis-a-vis de relația cu FC Zagon, cum reușim să îl transferăm, dacă se va pune problema transferului. Așa, oprind la Botoșer, pentru că ați discutat cu el, vreau să vă reamintesc că el nu și-a spus ultimul cuvânt în fotbal. Dacă iau repere ultimele două meciuri în care a apărat la Reșița și cu Olimpia Satu Mare acasă și dacă va apăra așa în returul campionatului, probabil că vor fi și echipe de Liga 1 care se vor uita după el. Dar numai dacă... Să fie ASEA o echipa de Liga 1, domnule Lăcătuș. Să fie ASEA o echipa... Să rămână să apere pentru Târgu Mureș. Da. Echipe mai suscotate. Da, echipe mai suscotate. În apărare vom merge cu Tomozei și cu Bold. Pe partea dreaptă, Gugu, Hale și Vârtic ca fundaș central, Silaghi și Turcu până în acest moment pe banda stângă ca fundaș. Deci remarcăm aici două noutăți, Tomozei de la Metalul Reșița și Turcu de la... jucător, o revenire practic la Târgu Mureș. De la Universitatea Cluj ultima dată. În linia de mijloc mergem cu Onicaș, Dan Alexandru, Miclea și Candrea. Candre este un junior provenit din pepiniera proprie, pe care Sabău știe de acum 3 ani de zile, la vârsta de 15 ani, juca în Liga 4, la juniorii republicani, la cu 2 ani mai mari decât el, și pe care l-a remarcat la
înregimentat în lot și a participat de la început la pregătirea echipei. Și Petriș, tot un tânăr, under 21, lumea îl știe, aici ar fi cu semnul întrebării Ologu, care luni sau cel târziu marți, dacă se va înțelege cu conducerea clubului vis-a-vis de situația contractuală, este ok, va merge și Ologu în linia de mijloc. Ologu la, iarăși vă întreb, Ologu la un moment dat, Mircea, ne aduce aminte ce speranță a fotbalului craiovean era la Universitatea Craiova și apoi la Astra, dacă nu mă înșel. Mă miră că nu este ofertat de cei din Craiova. Mă rog, de una dintre cele două echipe. S-ar putea să fie și poate și de asta... Sau așteaptă să fie ofertat. Se mai întârzie semnarea contractului cu ASEA. Da, cei de la CSU Craiova și-au făcut lotul pentru al doilea stagiu din Antalya, merg la Belek, dacă nu mă înșel. Da. Și acum au făcut un mini stagiu de 4 zile la Izvorani, la Centrul Olimpic, și vor pleca pe data de 3 în Antalya. Le-am văzut lotul, probabil cu CS nu se va pune problema, probabil cu FC. Deci linia de mijloc va fi Onicaș, Ologu, Dan Alexandru, Miclea, Candrea și Petriș. În linia de atac, pe banda dreaptă, Hanca și Matiș ca noutate în lot. Pe banda stângă, Bumba și Dancoa, jucători cunoscuți. În linia de atac, Huiban și Buhăiescu din lotul ASEA-ului din tur. Noutățile sunt Amauri, Verde și Ceaca. Ăsta este lotul fără cei trei jucători de la CFR Cluj. Dacă cumva până în ziua de marți, hai să zic miercuri, din ultimele discuții pe care le-am avut, se rezolvă problemele cu cei trei jucători, probabil că lotul va fi restructurat, numărul jucătorilor va fi același, dar vor suferi modificări compartimentul defensiv unde va intra Șepși, compartimentul median unde va intra Voiculeț și compartimentul de atac unde va intra Hora. Da. Vis-a-vis de prima întrebare pe care mi-ați spus-o de Bobby Verdeș, eu zic că este un câștig pentru echipă. Este golgheterul turului în Liga a doua cu 10 goluri marcate. În seria întâi la Gloria Buzău. În seria întâi la Gloria Buzău. Și acum a jucat două din cele trei meciuri amicale și a înscris în fiecare partidă. Este un oportunist, un atacant de care, un atacant care gândește, un practic atacant ce a care lipsit se bate în tur. Practic ASEA-ului. O parte din ce a lipsit atacului nostru în turul campionatului și în cele trei etape din retur pe care le-am disputat până la această dată. În cantonamentul din Turcia, domnule Răcătușu, câte meciuri vor fi? În cantonamentul din Antalya sunt planificate 5 jocuri. Cunoașteți deja adversarii? Ieri am finalizat contractul cu partea turcă și în cursul zilei de astăzi, mâine cel târziu, încheiem și contractele de joc pentru fiecare. Și atunci vom fi în măsură să vă spunem exact adversarii, pentru că decizia plecării în cantonament a fost relativ nouă, recentă, da, și atunci și dânsii au nevoie de un pic de timp pentru a contacta meciuri în locația în care ne deplasăm în Antalya. Să discutăm puțin și despre ceea ce va însemna lupta pentru promovare. CS Universitatea Craiova pornește ca favorită, mai ales prin pârghiile totale, cred, pe care le deține în momentul de față, nu doar cele financiare. Dar mai este și FC Universitatea Craiova, practic Universitatea Craiova, acea cunoscută și iubită și respectată de suporteri, care prin venirea fostului șef al Pandurilor Târgu Jiu, Marin Condescu, parcă ne sare și așa în ochi. Și nu e de ignorat, sau nu sunt de ignorat, nici Gloria Bistrița și chiar CSM Râmnicu Vâlcea. Ce părere aveți, domnule Răcătuș? Eu nu știu cât de corect ar fi ca o echipă ca cea nouă înființată, cu un fel de făt frumos care a crescut într-o zi cât alții în 100 de ani, cât de corect ar fi ca o astfel de echipă să promoveze în prima ligă? Sunt două subiecte distincte. Deci dacă atacăm primul subiect pe care l-a lansat Vlad,
Atunci pot spune că, într-adevăr, cele două echipe din Craiova au loturi bune. Sunt echipe care oricând emit pretenții pentru promovare. Două echipe care pot pune probleme, cu care te confrunți în jocuri foarte grele, foarte dificile. Două echipe care au jucători, în majoritate, foști componenți ai loturilor de Liga 1, echipe de Liga 1. Chiar și internațional. Absolut, foști. Da. Gloria Bistrița, pentru că ai spus de Gloria Bistrița, într-adevăr, Metalul Reșița, dar mai ridic și problema altor două echipe care emit pretenții și care nu și-au spus ultimul cuvânt. O echipă foarte grea este Olimpia Satu Mare, o echipă care va acumula puncte și va sta în coasta primelor șase echipe tot timpul returului, o să vedeți. Dar poate mai degrabă să prindă play-off-ul, nu știu dacă ar fi pregătite aceste două echipe din Satu Mare și din Slatina să joace în Liga 1, sau mai degrabă sunt acolo, încurcă, joacă în play-off. Dacă vor prinde primele șase locuri și vor participa în play-off, vor fi meciuri foarte grele cu aceste echipe. Asta vreau să vă spun. Și am urmărit chiar și Mioveniu, să știți. Mioveniu au obiectiv calificarea în play-off. Am urmărit programul acestor echipe în iarna aceasta, cantonamentele, sigur, chiar făcute la munte, chiar făcute în condiții grele de timp, de starea vremii, terenurile pe care au jucat cu zăpadă grele, dar echipe care vor să cedeze lupta foarte greu. Va fi un retur foarte greu. Oricare din meciurile pe care le avem vor fi foarte grele. Uitați-vă că și în tur cu greu am câștigat un singur meci la o diferență de două goluri, cel cu Vâlcea la 3-1. Uitați-vă și la cele rezultate, diferențe de 1-2-1, 1-0 egal, meciuri foarte multe. Deci va fi un retur, 8 etape câte au mai rămas și play-off-ul foarte, foarte grele. Plecăm, eu, părerea mea, cu prima șansă la această dată, pentru că într-un clasament neoficial al play-off-ului după 14 etape, ASEA Târgu Mureș este pe primul loc cu 12 puncte, urmate de cele două Craiove, CSU cu 10 și FCU cu 9, dar Bistrița are 8 puncte. Bistrița are 8 puncte. Noi meciul direct cu Bistrița îl avem la Bistrița. Meciul direct cu Craiova este cu CSU este la Craiova, chiar prima etapă. Va fi un meci foarte, foarte important în economia clasamentului și în clasamentul play-off-ului. În situația în care una din echipele pe care le-am menționat eu anterior, Mioveniu sau Oltu sau Satu Mare, vor intra în primele șase, automat acest clasament capătă o altă configurație. Automat trebuie să operezi rezultatele, clasamentele, golurile, punctele acumulate și să te reorientezi. Să nu cumva să se gândească cei care conduc destinele federației să modifice iarăși. Cam înțeles că s-ar putea... Păi era o variantă la un moment dat să se intre în play-off ori de la 0, ori cu numărul de puncte acumulate. Ceea ce ar fi o lovitură pentru ASEA, care în momentul de față, așa cum spunea și dumneavoastră, este principala candidată la promovare, dacă ne uităm la un clasament practic intermediar care există. După clasament după 14 etape. A venit, doamnelor și domnilor, momentul celui de-al doilea concurs al nostru, organizat cu sprijinul clubului ASEA Târgu Mureș, prin firma de echipament și sport Homa. Ce jucători de la CFR Cluj vor evolua pentru ASEA Târgu Mureș? Aceasta este întrebarea noastră. Așteptăm un telefon la unul dintre cele două numere afișate pe ecran, 0265-268-957, respectiv 0365 40 10 15. Ce jucători de la sau cu ce jucători de la CFR Cluj negociază ASEA venirea la Târgu Mureș cel puțin până în vară? Sunt trei nume, așteptăm din partea dumneavoastră măcar unul dintre nume și noi la rândul nostru așteptăm să se concretizeze cele trei transferuri. Să fiu
ușor malițios măcar două, domnule Lăcătușu, că ar întări foarte bine axul ASEA-ului. Da, în discuțiile care le-am avut cu cei trei, pe Voiculeț l-am simțit că ar fi vrut să vină poate și în, da, și în condițiile impuse de conducerea CFR-ului, dar venind, să zic, între ghilimele, la pachet toți treci, pentru că vorbeau aceeași limbă, așa a cedat și el și a renunțat la semnarea documente. Dar l-am simțit eu că ar vrea să vină, că ar vrea să vină. Să vedem. Și unul ar fi bun dintre ei, pentru că și cu Voiculeț îți întărești un compartiment și cu Hora îți întărești alt compartiment. Dacă vine și șef, și cu atât mai bine un jucător cu experiență care, zic eu, ne poate ajuta. Îi spunem acum bună ziua unui telespectator al nostru și sperăm că unui câștigător. Bună ziua! Alo! Da, bună ziua! De unde ne sunați? De la Târnăveni. Din Târnăveni. Ne răspundeți și la întrebarea afișată pe ecran, ce fotbaliști de la CFR Cluj vor evolua la ASEA Târgu Mureș? Da, e vorba de Sepsi, Voiculeț și Hora. Să dea Dumnezeu să fie așa. Ați fost la vreun meci al ASEA-ului în tur? A fost. Și ce părere aveți? Avem ocazia să discutăm, înseamnă, cu un suporter. Ce părere aveți? Va promova echipa noastră? Noi sperăm, 100% mă gândesc la promovare. Vă mulțumim mult pentru că sunteți alături de noi. Ați câștigat un echipament oficial ASEA Târgu Mureș, oferit de conducerea clubului ASEA și firma de echipament HOMA. Vă rog să nu închideți, să rămâneți să comunicați datele dumneavoastră colegilor din regia de emisie. Suntem pe finalul A mai fost întrebare pusă de... Vă rog, da, dacă există cârlig de care este agheț de regulamentele astea care sunt atât de rău păstorite de Mircea Sandu și Dumitru Dragomir. Așa e. Poate se schimbă acum. Mă rog, asta e o altă întrebare pe care aș vrea să-i o pun lui domnul Lăcătușu după ce povestim de asta, de echipa, deci, Craiul Guței, în ghilimele, cum este numit. În 2011, în luna februarie, Comitetul Executiv de Urgență a emis o decizie, o hotărâre, prin care cluburile afiliate la Federația Română de Fotbal timp de 3 ani nu au voie să promoveze într-o ligă superioară, așa, din momentul afilierii la federația respectivă. Spre exemplu, afiliată în 2008, drept de promovare în 2011. A fost cazul Viitorului Constanța, care la promovare a îndeplinit, din 2009 s-au afiliat la federație, nu au avut drept de promovare, dar în 2012, când s-a promovat, aveau efectiv drept de promovare. Acest lucru încurca la un moment dat multe echipe care au avut o ascensiune fulminantă și mai ales echipa CS Craiova, care a fost parașutată în Liga a doua. Invitată, să spun. Da, eludându-se orice prevedere regulamentară națională sau internațională. Așa, pe tema ei s-au purtat discuții. Noi, ca și alte cluburi de Liga a doua, la începutul campionatului am formulat un document pe care l-am înaintat Federației Române de Fotbal. Sunt 5 luni. După 5 luni nu am primit niciun răspuns. Am cerut să ni se explice legalitatea înscrierii echipei CS Craiova în campionatul național Liga a doua. Nu numai noi, am format și alte echipe. La meciul cu CS Craiova... Dar știți ce a spus șeful Comisiei de Licențiere, domnul Viorel Duru? A fost o declarație dată în noiembrie anul trecut. A spus multe, da. Una dintre ele, știu că a spus multe, dar una dintre ele, în una din ele a afirmat cam așa: CS Universitatea Craiova, dacă va îndeplini condițiile de licențiere, poate să evolueze fără nicio problemă în Liga 1. Asta a fost o declarație dată în noiembrie anul trecut. În Comitetul Executiv s-a anulat prevederea din 2011 cu cei 3 ani de la afiliere și mă gândesc, făcută tocmai în ideea ca CS să poată promova în Liga 1. Vom discuta despre acest aspect într-o emisiune ulterioară, da, probabil, amplu, când, da, probabil când o să vă întoarceți din cantonament. Vă dorim cu toții o pregătire bună, temeinică, așa cum scrie la carte. Vă mulțumim.
fără accidentări. Să sperăm că și lotul ASEA-ului va fi reîntregit. Noi vom ține la curent pe telespectatorii Antenei 1 despre ceea ce se întâmplă la ASEA Târgu Mureș, pentru că, bineînțeles, cu toată lumea dorește ca ASEA Târgu Mureș, echipa de tradiție a fotbalului Târgu Mureșan, să revină pe prima scenă fotbalistică a țării. Eventual, dacă telespectatorii sau cei care doresc, iubitori de fotbal, să cunoască mai multe în direct, într-o emisiune cu cei din conducerea clubului, să vă adreseze întrebările respective și într-o emisiune viitoare să ținem la curent publicul. Ținem la curent, să sperăm că vom și dialoga cu dumneavoastră fiind acolo în Turcia. Doamnelor și domnilor, ne luăm la revedere. Suntem Vlada Marie, Mircea Răchită. Încă o dată, mulțumiri invitațiilor noștri de astăzi, managerul sportiv al ASEA-ului, domnul Virgil Lăcătușu. Mulțumim pentru invitație. Portarul Ciprian Botoșer. De urmărit pentru săptămâna viitoare, o invitație acum pe final, mâine, la Sala Sporturilor, un meci foarte interesant de basket, BC Mureș cu BCM Pitești. Și de urmărit, reprezentativa națională de futsal a României, sfertul de finală de la Euro contra Rusiei. Până duminica viitoare, cele bune tuturor, la revedere.